Această dezbatere este organizată în cadrul proiectului Dublă integrare prin cooperare și informare, realizată cu finanțarea Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova. Doamnelor și domnilor, bună ziua! Sunt Cristina Bumbu Dănuță și vă invit să urmăriți în continuare dezbaterea publică cu genericul Cooperarea Moldo-Română în domeniul sănătății, oportunități deschise. Este organizată de Agenția de Presă IPN și e a patra ediție din ciclul Dublă integrare prin cooperare și informare, un proiect susținut de Departamentul pentru Relații cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României. Dezbaterea poate fi urmărită online pe site-ul ipn.md, pe canalul de YouTube al agenției, pe pagina de Facebook IPN Agenției de Presă și accesată ulterior în arhivă. De asemenea, o puteți urmări online pe Relife TV, în direct sau în reluare, precum și pe relife.md. Cei care nu reușesc pe cele două platforme menționate pot găsi această dezbatere pe portalul prives.eu cu link activ sau la postul de televiziune cu același nume. Pentru început vreau să dau contextul acestei discuții și o să menționez că de-a lungul anilor colaborarea dintre România și Republica Moldova în domeniul sănătății s-a intensificat, existând astăzi programe parteneriate în domeniile ce țin de gestionarea situațiilor de urgență și a sectorului medical, creșterea rezilienței, asigurarea continuității proiectului SMURD, dar și alte acțiuni de consolidare a relațiilor dintre România și Republica Moldova în domeniile de competență. Experiența României privind armonizarea legislativă și integrarea europeană este de mare folos Ministerului Sănătății din Republica Moldova, în contextul în care țara noastră a obținut statutul de țară candidat la aderarea la Uniunea Europeană. În cadrul dezbaterii de astăzi discutăm despre oportunitățile care s-au deschis de-a lungul anilor și care sunt marile provocări ale acestei colaborări. Invitații mei de astăzi sunt domnul Ion Plisăcaru, secretar de stat la Ministerul Sănătății. Bună ziua și bine ați venit la IPN. Bună ziua, bine v-am găsit. Domnul Mihai Ciocanu, directorul Institutului de Medicină Urgentă. Bună ziua și bine ați venit. Bună ziua. Și domnul Ruslan Baltaga, directorul Institutului Oncologic. Bună ziua și bine ați venit. Bună ziua. Domnilor, pentru început, în deschiderea acestei dezbateri, aș vrea să ne spuneți, în opinia dumneavoastră, ce reprezintă astăzi colaborarea moldo-română în domeniul sănătății și care sunt pilonii de bază pe care se bazează sau valorile promovate, valorile comune. Domnule Plisăcaru, vă rog. Mulțumesc frumos. Într-adevăr, colaborarea, inclusiv în domeniul sănătății, are o istorie frumoasă, de fapt, între Republica Moldova și România. Important este faptul că tot acest timp ea, de fapt, și s-a dezvoltat foarte mult și mult mai multe domenii au fost atinse în această colaborare. De fapt, dacă să sumarizăm așa cele mai direcțiile prioritare sau direcțiile în care cel mai mult s-au obținut succese și s-au făcut mai multe acțiuni, este domeniul de infrastructură și, eu știu, dotare cu echipamente medicale, dispozitive medicale, un domeniu care, în care cu România am colaborat foarte mult în deosebi în ultimii 10 ani. O altă direcție foarte importantă, aș zice chiar una prioritară, este dezvoltarea profesională a lucrătorilor din sistemul sănătății, atât dintr-o țară cât și alta, prin schimburi de experiențe, participări la anumite cercetări științifice comune, forumuri internaționale. Menționez că cred că pe parcursul ultimului 30 de ani, nu știu dacă a fost vreo forum științific, vreo conferință, congres, unde să nu fie o participare comună atât a specialiștilor din Republica Moldova cât și a celor din România. Unde nu s-ar desfășura, că la noi în țară sau în țara vecină. Iar un al treilea component
La fel, foarte important, sunt acordurile ce țin de serviciile medicale care sunt acordate cetățenilor, atât români cât și din Republica Moldova. Și aici mă refer, în primul rând, la proiectul SMURT, ce ține de transferuri a pacienților critici, cât și acordarea de asistență medicală în cazurile când un anumit serviciu nu poate fi efectuat în una din țări și, ca un exemplu, pot da transplantul de organe, care avem la fel un acord și se face acest schimb de organe de la donatori în cazuri de compatibilitate. Astfel, domeniile sunt foarte multe, sunt domenii largi, deja cu acțiuni specifice pentru fiecare din ele, la care cred că ne vor referi pe parcurs mai detaliat. Mulțumesc tare mult pentru această primă intervenție. Domnule Ciocanu, de ce colaborarea dintre Republica Moldova și România în domeniul sănătății e importantă, în mod special pentru Republica Moldova, în dorința sa de a atinge dezideratul de integrare europeană? În primul rând, este importantă pentru faptul că această colaborare este bazată pe valorile noastre naționale comune care le avem. În această colaborare noi nu avem nevoie de intermediari, putem să discutăm deschis despre toate problemele și soluțiile care pot fi pentru diverse probleme care apar în sistemul de sănătate. Și este foarte important că această colaborare se transformă în instituții palpabile care se construiesc din bani care provin sau din România sau din Uniunea Europeană prin intermediul României. De asemenea, avem foarte multe cazuri când pacienții noștri au fost salvați doar numai datorită faptului că noi am apelat la serviciile SMURT, mai cu seama celor aeroportate, atunci când pacientul nu poate fi transportat pe cale terestre cu automobilele și noi apelăm la elicopterele SMURD din Iași sau din Galați pentru a transfera acești pacienți din spitalele raionale în spitalele terțiare din Chișinău sau din spitalele terțiare din Chișinău în spitalele din București, Iași, Timișoara, unde ei primesc îngrijiri medicale calificate. Vreau să vă zic că instituția noastră are o bună colaborare cu organizațiile statale din România, dar și cu instituții medicale de profil din București, Iași, Cluj-Napoca, Târgu Mureș. De multe ori ne-am inspirat de la ei privind organizarea serviciilor medicale și, ca exemplu, putem da aici construcția unității de primiri urgențe în cadrul Institutului de Medicină Urgentă din Chișinău. Deci noi, evident că Institutul de Medicină Urgentă este o unitate medicală fondată de către Ministerul Sănătății. Suntem cea mai mare instituție medicală din țară care preia urgențele medicale majore de pe întreg teritoriul țării și în această instituție se cerea de a construi pe baze contemporane o nouă unitate de primiri urgențe acolo unde se face admisia în spital a pacienților cu urgențe medico-chirurgicale. Evident că exista și înainte o unitate de primire urgențe, nu doar numai că ea era amplasată pe spații insuficiente. Acum, în anul 2019, noi am apelat la un proiect transfrontalier în România și în baza sau în cadrul acestui proiect transfrontalier
am construit din talpă pe suprafețele libere care erau în apropierea blocurilor curative ale Institutului de Medicină Urgentă, am construit o unitate de primiri urgențe de aproape 2000 de metri pătrați. Această unitate de primiri urgențe pe data de 4 mai anul acesta a fost deja dată în exploatare și acum avem întreaga infrastructură necesară pentru clasificarea pacienților, pentru stabilizarea lor în diverse zone de deservire a pacienților și după aceea transmiterea lor sau în blocul de operații pentru a realiza intervențiile chirurgicale sau ospitalizarea lor pe secțiile clinice dacă cazul nu este pentru o urgență majoră sau mai bine zis pentru o intervenție chirurgicală de urgență majoră. Deci este un exemplu concret al colaborării dintre România și Republica Moldova. Este un exemplu concret care a fost acoperit cu resurse financiare provenite din proiectele transfrontaliere ale României. Evident că avem și contribuția Guvernului Republicii Moldova, a Ministerului Sănătății, al altor parteneri pentru acest exemplu concret. Dar începuturile au fost puse în baza colaborării pe care noi avem cu România. Vă mulțumesc tare mult, domnule Baltaga, dacă ar fi să vorbim despre exemple concrete, că deja a ridicat mingea la fileu domnul Ciocanu. Ce se întâmplă la Institutul Oncologic și care sunt exemplele de bune practici preluate, dar și proiecte comune în modul român? Deci, colaborarea cu colegii din România, după cum a menționat domnul Pusăcaru, este de mulți ani și în multiple domenii, cercetare, educațional, transfer tehnologic, relații interumane și relații la nivel de societăți profesionale. Eu aș putea să vorbesc din mai multe aspecte, atât din poziția curentă de director al Institutului Oncologic, dar și din poziția de ex-președinte al societății moldovenești de anesteziologie și reanimatologie. Dacă vorbim despre Institutul Oncologic, la moment sunt în derulare două proiecte de cercetare transfrontaliere care se realizează împreună cu Institutul Regional de Oncologie Iași. Ele vizează două probleme majore în diagnosticul de precizie al cancerului colorectal și cancerul pulmonar. Reușit integrarea acestor echipe cu posibilități de diagnostic prin secvențializare, diagnostic de mare precizie și altă problemă care este abordată este spectrul microflorii la pacienții cu cancer colorectal. Deci aceste proiecte sunt în derulare. Urmează un alt apel de proiecte transfrontaliere și în discuții tehnice discutăm problemele comune care sunt caracteristice nu doar pentru Republica Moldova, dar și pentru România. Aceasta ar fi asigurarea condițiilor de diagnosticare a maladiilor oncologice în stadii precoce, ceea ce ar permite tratament mai eficient și chiar deci efect curativ, terapeutic, îndătorarea problemei, în așa fel intenționăm dezvoltarea unui proiect de screening al cancerului pulmonar, care este o maladie care se diagnostică în stadii tardive 3-4 în peste 90% cazuri, nu doar la noi, este o problemă în toată regiunea. Alt exemplu de colaborare cu colegii din România sunt domeniul oncologiei pediatrice. Avem, după cum cunoașteți, recent a fost instalat un echipament de flow citometrie și
Aceasta a fost posibilă datorită Programului Național de Control al Cancerului, Ministerul Sănătății, participarea societății civile, dar instruirea a fost posibil de efectuat în România, în așa fel echipe de medici au participat la instruire atât în Iași cât și la Institutul Fundeni și această conlucrare continuă. Probele de la noi sunt discutate în comun cu colegii din București. Urmează, deci aceasta este o primă etapă de diagnosticare, o primă etapă pentru stabilirea unui serviciu de transplant medular. Urmează să ne dotăm și cu alte echipamente și alte posibilități, dar conlucrarea aceasta tot este foarte important. Aceasta crește nivelul de instruire a medicilor noștri în domeniul respectiv, care sunt complexe și sunt unice în Republica Moldova. Alt domeniu care îl dezvoltăm și a fost elaborat un standard de proceduri, terapiile teranostice în domeniul radioioterapie, avem o colucrare cu Institutul Regional Iași, de asemenea, pentru a putea oferi, în timp cât dezvoltăm serviciul în Republica Moldova, temporar să putem efectua aceste tratamente la colegii din România. Dacă vorbim despre experiența societății profesionale, în trecut am fost președintele societății moldovenești de anestezie, noi am amalgamat, am unit societățile profesionale, societatea română și societatea moldovenească de anestezie sunt unite din 2015. În așa fel, președintele societății moldovenești de anestezie este vicepreședintele societății române și președintele societății România este vicepreședintele prin statut. În așa fel am reușit să facem o forță comună și am aplicat la proiecte europene și aceasta a permis efectuarea stagiilor de practică de lungă durată cu burse europene pentru medici rezidenți și dacă facem paralela despre reîntâlnirea în spațiul european și la nivel de oncologie ne revedem cu colegii din România, în așa fel ne susținem reciproc. Un caz concret este recent am devenit membri a Organizației Europene a Institutelor de Cancer. Acolo, deci particip toate, această structură a apelat la un proiect Horizon Europe, care a fost cu succes și noi suntem parte acestui proiect și împreună cu colegii din România am depus o solicitare ca să devenim unul din cele 7 țări unde va fi pilotat acest proiect. Deci realizările sunt multiple. Realizările sunt foarte multe. Din câte observ, atât domnul Ciocanu a menționat, atât și dumneavoastră. Acum vreau ca domnul Pesăcaru să ne explice în cadrul căror acorduri parteneriate se întâmplă aceste realizări și ce a facilitat posibilitatea de a extinde realizările către mai multe instituții medicale, pentru că nu a fost așa întotdeauna. Și probabil au existat niște acorduri semnate în ultimii ani, niște acorduri de parteneriat, care ne-au ajutat să ne, cum zicem noi, dublu integrăm, atât în sistemul medical moldo-român, cât și în cel european. Absolut, aveți dreptate. Au fost destul de multe astfel de acorduri, memorandumuri și acorduri de parteneriat semnate între instituțiile din Republica Moldova și România. Aici, sigur că vorbim la diferit nivel, sunt diferite tipuri de aceste colaborări. Sunt acorduri semnate între țări, sunt acorduri semnate între guvernele țărilor noastre, dar totodată sunt și acorduri între ministere pe care le avem, instituții medicale la direct, care aveam destul de multe exemple când sub egida Ministerilor Sănătăților a ambelor țări sunt semnate acorduri de colaborare ale instituțiilor medicale din ambele țări pentru un suport reciproc în aplicarea la fondurile europene și aici desigur că România fiind stat membru UE avem o oportunitate mult mai mare de a aplica la aceste fonduri și de a aduce la noi în țară. Dacă ne referim la exemple, sigur că aici și domnul Ciocan, domn director, deja a menționat proiectul SMUR2, care este unul de fapt emblematic și de mare succes în Moldova, datorită cărora a fost
reconstruit sau construit chiar unitatea primirii urgente de la Institutul Medicină Urgentă, dar la fel, în cadrul acestui acord, avem și construcția unității primirii urgente de la Spitalul Clinic Bălți, care prima etapă este la fel în cadrul proiectului SMUR 2 și este acum în august la finalizarea acestei etape și va putea fi dat în exploatare deja. Acolo, da, este și o etapă a doua care ține deja de însuși investițiile și proiectarea și investițiile fondatorului, care la moment paralel cu construcția primei etape din proiectul SMUR 2 s-au făcut proiectările și odată cu finisarea primei etape vor începe lucrările pentru cea de-a doua. Avem numeroase exemple în domeniul oncologiei, dar totodată și în domeniul pediatriei. Institutul Mamei și Copilului are mai multe acorduri semnate cu instituțiile medicale din România, datorită căruia sunt implementate proiectele de infrastructură. Datorită aplicării la aceste proiecte și fonduri europene, s-a reușit de a reconstrui în mare parte, în multe secții terapeutice, pediatrice din Institutul Mamei și Copilului. Totodată, în cadrul acestor proiecte, obligatoriu există și componenta de instruire, creștere profesională, astfel lucrătorii medicali din aceste departamente merg și la instruiri în România sau alte țări europene împreună cu colegii din România. Recent, chiar pot să dau un exemplu, în anul 22, 40 de medici asistenți medicali din cadrul Institutului Mamei și Copilului și Spitalul numărul 1 Gheorghe Palade au participat la un curs de instruire îndelungat la Spitalul de urgență pentru copii Marie Curie din București. Urmează o altă număr de medici care vor merge iarăși la instruiri. Astfel, într-adevăr, sunt mai multe tipuri de acorduri, însă ele sunt permanent și într-o dinamică foarte activă în deosebi în ultimii 10 ani. Înțeleg, vorbim doar despre lucruri pozitive până acum, dar aș vrea, domnule Ciocanu, să ne referim și la greutăți sau impedimente care apar în această colaborare. Dacă există ele și de ce ordin sunt? Ce greutăți ați întâmpinat, de exemplu, atunci când a trebuit să implementați un proiect în parteneriat cu România? Nu există mari impedimente în realizarea acestor proiecte. Este foarte important ca echipele de management din cadrul instituțiilor medicale să fie informate și să insiste să scrie aceste proiecte. Este foarte important ca orice instituție medicală să aibă desemnate persoane care să fie responsabile de lansarea, scrierea și managementul acestor proiecte transfrontaliere. Și să aibă competențe în absolut, acest... Absolut. Evident că există poate unele impedimente că toată documentația pentru proiectele transfrontaliere, odată ce ele sunt finanțate și din resurse din la Comisia Europeană, ele trebuie să fie scrise în limba engleză. Deci poate asta ar fi una din impedimente, dar în linii generale noi avem o bună conlucrare, colegii noștri, atât de la unitatea de management, cât și de la unitatea de supraveghere a proiectelor transfrontaliere sunt foarte și foarte atașați de noi. Și de fiecare dată ne sprijină în inițiativele noastre, au făcut diverse, deci în primele proiecte pe care noi le-am derulat împreună, am avut parte și de instruire în domeniul de management al proiectelor transfrontaliere, de contabilitate, audit, etc. Dar cel mai important lucru este faptul că încadrându-ne în aceste proiecte transfrontaliere
europene, noi putem să fim în pas cu tendințele globale de dezvoltare a diverselor specialități, profesii medicale. Spre exemplu, evident că noi suntem axați mai mult pe medicina de urgență, adică acordarea primului ajutor medical în caz de urgențe medico-chirurgicale și pe intervenții chirurgicale pe diverse profiluri. Și în aceste domenii, evident că aceste proiecte ne permit nouă să avem, să stabilim această colaborare cu diverse instituții medicale. Spre exemplu, atunci când noi am proiectat unitatea de primire urgență care a fost construită cu banii europeni prin proiectul transfrontalier SMUR 2, generic numind SMUR 2, noi ne-am dus la Târgu Mureș, acolo unde există deja un asemenea obiect, adică o unitate de primire urgență construită recent, și ne-am inspirat din experiența pe care ei o au. Pe urmă, în cadrul aceluiași proiect, am avut ocazia să vizităm un spital universitar din Norvegia. Și de asemenea am preluat și de la ei unele aspecte care le vom implementa deja în proiectul SMUR 3. Sperăm noi că va exista. Se are în vedere că o instituție medicală de nivelul Institutului de Medicină Urgentă trebuie să aibă pe teritoriu o platformă de aterizare a elicopterilor, fiindcă noi acum primim pacienții aduși de elicopterile SMUR de România pe stadionul Dinamo. Nu este departe de instituția noastră, dar noi pierdem jumate de oră. Poate iar vitală, în situațiile critice, jumate de oră asta este colosal de mult, colosal de mult. Mai cu seamă atunci când avem un accident vascular cerebral, hemoragic care fiecare minută ne trebuie, este foarte importantă, sau o hemoragie internă când pacientul deja este în șoc hemoragic. Iată, în aceste situații orice minută este importantă. Și de aceea am vrea să construim, să extindem proiectul SMUR 2 în proiectul SMUR 3 și să construim această platformă de aterizare a elicopterilor nemijlocit pe teritoriul Institutului de Medicină Urgentă. Domnule Ciocan, o precizare. Credeți că dacă nu ar fi existat această colaborare cu România, ați fi reușit să implementați asemenea proiecte? La sigur nu. De ce? Și vă zic de ce. Fiindcă, de fapt, odată fiind încadrați în proiectele transfrontaliere, guvernul și mai cu seamă Ministerul Sănătății își asumă și el niște responsabilități de cofinanțare. De asemenea, motivarea. Motivarea este un factor foarte important. Atunci când să zicem așa, apare această ocazie, deci evident că se constituie o echipă care începe să lucreze. Iar în situații, să zicem așa, fără aceste oportunități, deci noi suntem mai amorfi puțin. Mai puțin motivați pentru a face ceva. Iată, spre exemplu, noi acum suntem în elaborarea a 3 proiecte transfrontaliere, care sunt în diverse domenii, inclusiv în domeniul de dezvoltare a resurselor umane, în domeniul, vă zic, SMUR 3 pentru heliport, și ne dorim și un proiect de infrastructură care ar ține de reabilitarea totală sau capitală a blocului unde noi pregătim alimentația pacienților. Am înțeles, mulțumesc tare mult, să dea Dumnezeu să reușiți să atingeți aceste obiective. Domnule Baltaga, domnul Ciocanu s-a referit mult la suportul oferit de România și motivația pe care o oferă nouă celor din Republica Moldova, iată acest suport. Pe dumneavoastră vreau să vă rog să vă referiți
Invers, la ce oferă Republica Moldova României și cum experiența medicilor noștri, a administratorilor instituțiilor medicale, e de folos celor din România? Dacă aveți niște exemple. Da, dar până atunci, dacă permiteți, spun și eu cu ce probleme ne mai confruntăm și noi. Deci, una din probleme, și a fost menționată de către Unitatea de Implementare din România, este necesitatea de raportare financiară atât după standardele UE, cât și după standardele Republicii Moldova. Aceasta dublează activitatea. De multiple ori a fost menționat de domnul care monitorizează și implementează proiectele date. Și alte probleme care le vedem nu ține doar de proiectele noastre, dar de fapt costuri foarte înalte la biletele de avion, cel mai înalt cost din Europa ca să zbori la București, și rândurile la vamă. Multiple proiecte presupun deplasările, nu poți să programezi, spre exemplu, să ajungi la ora 8 la Iași sau la București, este o problemă care, iarăși, nu ține doar de proiectele noastre, dar este o problemă sistemică cu care se confruntează și ne confruntăm și o menționează atât colegii care vin din România, cât și colegii noștri care, ori aceste proiecte presupun o mobilitate esențială. Cât privește ceea ce putem oferi noi colegilor din România, au fost identificate și asemenea domenii. Unul din ele este calitatea personalului medical care este pregătit în România și noi suntem, nu doar ca și institut oncologic, dar ca și sistem, suntem furnizori de cadre înalt calificate în sistemul medical românesc, dar dacă vorbim la concret ce putem noi, spre exemplu, unul din domenii care l-am dezvoltat noi în Republica Moldova este centrul de instruire în domeniul traumei, ATLS. Eu sunt unul din instructori, împreună cu un grup de 16 oameni. A fost dezvoltat acest centru cu suportul Societății Americane de Chirurgie și suntem unicii în regiune care avem aceste instruiri. Ele se realizează de mult timp. Au fost instruiri atât pentru colegii din România, din Ucraina, deci cursul ATLS. Recent, el este o bază de instruire pentru situații de urgență legate de războiul din Ucraina și au fost solicitați de către specialiștii din România ca să fim bază de pregătire pentru cursul dat ATLS. Alt domeniu care îl avem în Institutul Oncologic este reabilitarea oromaxilofacială, serviciu care a fost un transfer tehnologic din vest, din Olanda, îl avem disponibil în Republica Moldova și nu este disponibil în România și sunt intențiile respective de a inclusiv de prestarea serviciului respectiv pentru pacienții din România. Am înțeles, mulțumesc tare mult. Domnule Presăcaru, ați auzit ce a spus domnul Ciocanu și domnul Baltaga, sunt oportunități, dar sunt și anumite provocări pe care le întâmpină. Cum poate ministerul să ajute instituțiile să aibă mai multă mobilitate, să aibă poate mai mult suport în ceea ce privește scrierea proiectelor, se fac instruiri, există politici în acest sens? Da, aveți dreptate. Avem foarte bune, multe beneficii și rezultate în urma colaborării cu România. Totodată, niciuna din aceste activități nu este simplă și nici de cum nu presupune doar niște acțiuni puse pe hârtie sau doar acțiuni practice, dar o combinație și de fapt este, într-adevăr, sunt procese de lungă durată, scrierea unui proiect, aplicarea, participarea la ședințe, negocieri, implementare, raportări, sunt într-adevăr un lucru enorm care îl fac colegii din instituțiile medicale, dar desigur că absolut toate aceste proiecte sunt coordonate de către colegii de la Ministerul Sănătății. Avem și o direcție în acest sens care ajută colegii pentru a aplica la aceste proiecte. Negocierile de obicei sunt duse de către reprezentanții Ministerului Sănătății, cu participarea, desigur, și a colegilor din instituțiile medicale, pentru a facilita acest dialog și a arăta disponibilitatea instituțiilor statului de a contribui
prin cofinanțare, prin expertiză și la derularea acestor proiecte. Desigur că, cum spuneam, absolut, care și menționam, noi acorduri sunt absolut toate sub egida Ministerului Sănătății și colegii obligatoriu sunt implicați în aceste proiecte, inclusiv raportarea care trece și validarea Ministerului Sănătății mai întâi cu corectările, dacă este necesar, de rigoare, pentru ca să fim siguri că avem o validare și din partea colegilor din proiectul transfrontalier. În același timp, numeroase întâlniri, discuții se duc între oficialii Republicii Moldova și a României pentru a facilita aceste procese. Ceea ce menționa și domnul director referitor la drumul spre România este într-adevăr așa și cunoaștem bine că acum Ministerul de Resort lucrează foarte mult în această direcție, fiindcă într-adevăr sunt anumite impedimente pentru a face acest lucru mult mai rapid. Asta este, dar sigur că Ministerul Sănătății nu poate să nu fie implicat în toate aceste procese și să continui gândul domnului Prisăcaru și să vă dau exemplu cu Smurt 2, construcția unității de primire urgență. Deci, proiectul în totalitate a costat 42 de milioane de lei. Construcția încăperii și amenajarea sau instalarea sistemelor ingineriești. Însă, Ministerul Sănătății a mobilizat încă 49 de milioane de lei să doteze această unitate de primire urgență cu tomografie computerizată de ultimă generație, cu radiografie foarte avansată, ultrasonografie, brancarde și alte echipamente medicale de care are nevoie stringentă această unitate de primire urgență. Adică, deci aceste de fapt proiecte transfrontaliere nu pot fi realizate fără o cooperare atât între instituțiile noastre guvernamentale, cât și cu instituțiile guvernamentale din România. Și vreau să vă zic că atunci când se găsește deja în derulare un proiect transfrontalier, vreau să vă zic că foarte mulți parteneri de dezvoltare ai țării noastre doresc să coparticipe la realizarea acestor proiecte. Da? Există foarte multe exemple de parteneriate cu rezultate între Moldova și România. Vreau să vă întreb pe toți dumneavoastră, de ce credeți că despre ele se vorbește mai puțin în spațiul public? Pentru că eu nu văd platforme de discuții unde s-ar spune într-un an am reușit atâtea. Deci oamenii simt pe pielea lor atunci când merg la o instituție medicală și văd ce s-a întâmplat. Dar există oare platforme de discuții mai largi unde ar putea să mediatizăm aceste subiecte? Are Ministerul poate o colaborare cu mediul asociativ în acest sens? Aveți dreptate, nu avem o platformă cumva specială unde discutăm sau comunicăm despre derularea fiecărui proiect. În primul rând, fiindcă sunt procese de foarte lungă durată, sunt procese tehnice și, de fapt, pe noi toți, pacienți, interesează rezultatul, să-l vedem. Iar rezultatul este comunicat de fiecare dată, inclusiv și la anumite etape, dacă este necesar, desigur că. Dar vorbeam despre faptul că însuși durata unui proiect este de ani de zile. Sunt foarte multe persoane tehnice implicate în acest lucru și de fapt noi vedem doar finalul, vârful icebergului și absolut toată munca colegilor care este depusă timp de ani de zile, desigur că rămâne mai în umbră. Însă dacă apar cumva, cunoașteți foarte bine, dacă cumva apar, eu știu,
încălcarea termenilor, da, de implementare sau alte probleme sau lipsa finanțării, tot timpul asta apare foarte repede în media și tot timpul se dă un răspuns la aceste lucruri și inclusiv rezultatele, după cum menționam, de fiecare dată sunt menționate, atât și pe pagina web a instituțiilor medicale, a Ministerului Sănătății și alte rețele sociale, fiindcă, de fapt, contează rezultatul. Munca este a noastră, munca a colegilor care o fac, dar pentru a avea un rezultat și a comunica lucruri frumoase. Am înțeles. Voiați să adăugați ceva? Fiecare din aceste proiecte are, pe lângă componentele de realizare a proiectului, unele din ele au componentă științific, susținerea tezilor, publicarea articolelor, dar obligatoriu toate aceste proiecte au și componentul de promovare. Și aceste evenimente de promovare sunt realizate, invităm presa, aici probabil depinde și de interesul mass media la evenimente respective. Recent, circa o lună în urmă, noi am derulat un eveniment cu participarea ambasadei României, senatori din deci Senatul României, Asociații Obștești din Republica Moldova, Viața Fără Leucemie și din România, Dăruiește Aripi, în cadrul căruia a fost transmis pro bono studiul de fezabilitate de modernizare a secției oncologie pediatrică în Republica Moldova. Deci se efectuează. Probabil nu este o platformă unde se fac lucrurile acestea cumva sistematizat, dar este un component obligatoriu ca să comunicăm tuturor despre momentele respective. Vă amintiți și cu participarea largă la deschiderea secției primiri urgente. Nu putea probabil la fiecare etapă, domnul director, să prezinte despre un exemplu foarte bun din punctul meu de vedere. Eu zic că noi avem niște restanțe aici, am putea să îmbunătățim activitatea referitor la promovarea acestor proiecte. Iar ceea ce a fost deja realizat, el trebuie să fie cumva menționat. Spre exemplu, la noi în intrarea acolo unde intră toți pacienții în unitatea de primire urgență, este stipulat că acest proiect a fost realizat în cadrul proiectului transfrontalier România-Republica Moldova și denumirea acestui proiect. Eu zic că este un lucru corect din punct de vedere al asigurării transparenței acestor activități care se fac împreună cu statul român. Da, domnule Prisăcaru, ați început să spuneți ceva. Da, vorbeam de fapt că din punctul meu de vedere, unul din cele mai bune exemple de implementare a unui proiect transfrontalier în colaborare cu România este construcția unității primiri urgente din Bălți. Și de ce o spun asta? Fiindcă ca să facem așa o detaliere poate mai mult, spuneam că, de fapt, unitatea primii urgente din Bălți, construcția constă din două etape. Doar prima etapă este în proiectul transfrontalier SMUR 2 și finanțarea din cadrul proiectului este doar 10%. Costul total doar a construcției, doar prima etapă, este de 20 milioane de lei, dintre care finanțarea din partea proiectului este de 10%, 2 milioane de lei, iar 18% din bugetul de stat. Totodată mai este a doua etapă, care va fi iarăși un 20 de milioane și plus dotările în jur de 40 de milioane de lei. Adică noi ne dăm seama că din suma totală investită, partea finanțată din cadrul proiectului transfrontalier este doar de 10% din prima etapă. Dar, de ce spuneam că e un exemplu foarte bun? Ceea ce menționau și colegii mei directori, că un astfel de proiect îți impune niște rigori foarte stricte. Ai un suport de expertiză, un suport tehnic foarte bun. Și asta contează foarte mult pentru noi. Te mobilizezi, ai un suport tehnologic, un suport de experiență, fiindcă sunt proiecte, de fapt, absolut noi pentru Republica Moldova și spunea și domnul director că
nu am fi putut singur să le implementăm anume din considerentul ăsta. Totodată, atunci când vorbim despre comunicarea, derularea acestor proiecte, vă aduceți aminte chiar și postările doamnei ministru când calitatea materialelor folosite, da, cărămida sau alte materiale, astea sunt iarăși de la unitatea primirului urgente Bălți, unde săptămânal mergem, eu sau cineva din colegi, doamna ministru, dacă este în regiune obligator trece, fiindcă este un proiect foarte important, ne cred la faptul că inclusiv avem în Bălți mult mai multe proiecte, avem și reconstrucția totală a terapiei intensive și reanimarea unei secții de 24 de paturi, reconstrucția secțiilor pediatrie, ginecologie și avem și mult mai mult, multe proiecte acum în Bălți care se derulează și la fiecare etapă apar desigur că anumite nuanțe care trebuie să le corectăm, să le și inclusiv cu suportul partenerilor noștri din România, fiindcă spuneam, experiența contează foarte mult în cazurile astea și comunicarea, dar iarăși scopul nostru final este să avem un rezultat cu care să ne mândrim și cel mai important ca populația să aibă acces la un acces echitabil la servicii de calitate și asta este scopul, de fapt, să avem cât mai multe astfel de noutăți și avem foarte multe proiecte în derulare acum în Republica Moldova, atât transfrontalierii cât și cu suportul altor parteneri străini sau proiecte naționale care sunt în instituțiile medicale din țară acum în derulare și în următoarea perioadă de timp o să avem destul de multe noutăți ce ține de instalare de echipamente medicale, reconstrucție de clădiri, secții, departamente și alte colaborări. Vă mulțumesc tare mult! De ce am pomenit despre comunicare? Vă explic imediat, pentru că până acum ați adus în discuție subiecte legate de îmbunătățirea infrastructurii, în mare parte, dar cunoaștem că România deja e cu un pas, doi înainte în domeniul prevenirii. Și atunci când vorbim despre prevenire, un aspect extrem de important, e nevoie de o bună comunicare, de la nivelul instituțiilor medicale și la nivelul ministerului. Acum vreau să ne referim la acest aspect, la educația pentru sănătate, dacă îi putem spune, și la domeniul de prevenire. Există în acest sens colaborări cu partenerii din România? Dacă da, în baza căror acorduri și poate aveți exemple concrete. Da, domnule Ciocan? Deci, eu aș începe că noi avem în plan să facem astfel de proiecte și deja am început colaborarea cu Universitatea de medicină din Iași, cu departamentul de urgență din Iași, cu doamna profesor Cimpoieșo, în prevenirea accidentelor de automobile în Republica Moldova și în România. Fiindcă experiența noastră demonstrează că marea majoritate a pacienților care vin la în instituțiile medicale cu traumatisme asociate sunt pacienți care provin din accidentele rutiere. Și lucrul acesta este foarte important ca noi să sensibilizăm populația, mai cu seamă șoferii, despre necesitatea respectării regulilor de circulație, despre consumul de alcool în timpul traficului, etc. Și să facem un studiu care ar putea să prevină aceste evenimente nefaste care duc la situații critice pentru populație. Am înțeles, domnule Baltaga, sunt sigură că în domeniul oncologiei e nevoie de multă informare în privința prevenirii sau depistării la etape incipiente. Sigur, noi chiar ieri am avut o ședință largă la Ministerul Sănătății cu aprobarea planului de acțiuni pe perioada următoare a Planului Național de Control a Cancerului 2016-2025. Este un document aprobat prin hotărâre de guvern, amplu, care are 5 obiective. Primul obiectiv este totalmente dedicat prevenției, ori 30% din cancere sunt prevenibile. 6 factori majori: fumat, alcool excesiv, sedentarismul, alimentația, poluarea.
Deci acești factori sunt adresați în acest obiectiv, sunt în gestionarea în special a ANSP. Următoarele obiective de la 2 la 5, obiectivul 2 presupune dezvoltarea serviciilor de depistare precoce și screening conform recomandărilor UE din 2003, trei cancere sunt eligibile pentru acest tip de screening. Este vorba despre cancerul colorectal. Noi avem în derulare un proces de screening colorectal care este dedicat a două grupuri de pacienți. Grupul 2, cu care noi am început, sunt cetățenii care în familie au avut, deci în amnestic ereditar și au avut cineva cancer, se face screening la centru colonoscopic de la Institutul Oncologic, și al doilea este destinat cetățenilor 50-55 de ani prin testarea sângelui ascuns în masele fecale. Noi derulăm un asemenea proiect care presupune o campanie de informare, implementare, proiect realizat cu Ministerul Sănătății, finanțat de CNAM, este dedicat unor regiuni pilot, Bălți, Cahul, Călăraș, Chișinău, deci spre al doilea domeniu este cancerul mamar. În acest domeniu suntem ghidați de Organizația Mondială a Sănătății, realizăm la moment, astăzi, la ora 4, avem întrunirea cu experții Ministerul Sănătății, ANSP, Institutul Oncologic pentru stabilirea standardului de proceduri pentru depistare precoce, și alt domeniu de screening este dedicat cancerului de col uterin. Unitatea de implementare este la Institutul Mamei și Copilului. Deci dacă vorbeam că un asemenea program în Republica Moldova este din 2016, intrat efectiv în 2016, în România un asemenea program național de control a cancerului a fost aprobat în ianuarie 2022. Noi conlucrăm la aspecte de... problemele sunt comune și nu doar cu România, dar cu întreaga Europa, și dacă vorbim la aspectul de prevenție, discutăm la concret despre posibilități de realizare a citirii mamografiilor, care este necesar dublu transfrontalier, spre exemplu Iași, Republica Moldova, ca specialiștii să poată deci valida aceste rezultate. Dacă vorbim de un caz concret, altă posibilitate este depistarea precoce și screening-ul în cancerul pulmonar. Deci sunt discuții tehnice cu colegii din Iași ca să propunem un proiect transfrontalier în acest sens. Am înțeles. Se vede că o colaborare bună ne poate ajuta să avansăm mai mult în procesul nostru de aliniere la standardele europene. Și, domnule Presecaru, vreau să ne referim un pic la ceea ce ține de eventualitatea începerii negocierilor cu Uniunea Europeană. Dacă credeți că suportul oferit de România și faptul că cumva România este prezentă pe platforma europeană ca țară lider pentru Republica Moldova, ne poate ajuta să avansăm mai rapid în cazul în care încep negocierile, și care ar fi aspectele importante de ridicat la fileu? Absolut, aveți dreptate. Suportul României este unul esențial, de fapt, în acest caz. Și componenta sănătate în ceea ce țin de negocierile pentru acord de asociere are un rol destul de mare, și aici în primul rând ne referim la ceea ce ați menționat dumneavoastră, și un aspect într-adevăr foarte important de prevenție și de comunicare la acest capitol. Aici un rol deosebit îl are și Agenția Națională de Sănătate Publică, care acum este în reformare și necesită o fortificare la acest aspect. Alte direcții importante din sănătate, bun, nu mă refer acum la anumite standarde de acordare a serviciilor medicale, este evident că trebuie să fie crescute pentru a corespunde standardelor europene.
pe acest drum este și România, fiindcă împreună parcurgem anumiți pași pentru a atinge aceste standarde. Dar aspecte importante care sunt luate în considerare și sunt tot ce ține de siguranța pacientului, siguranța transfuzională, asigurarea cu preparate de prim ajutor, inclusiv transfuzionale, ce ține de respectarea legislației în domeniul protecției datelor caracter personal, la tot ce ține de respectarea legislației privind transplantul de organe și țesuturi. Iată, cam acestea ar fi direcțiile cu care colaborăm cel mai mult în aceste direcții, fiindcă aici, de fapt, suntem așa novice, dacă să vorbim, deși s-au făcut foarte multe realizări au fost în acest domeniu în ultimii ani. La acest aspect, de fapt, se colaborează la moment cel mai mult pentru a corespunde acelor standarde care sunt înțate. Vă mulțumesc tare mult. Domnule Ciocanu, spuneți-mi dacă credeți că în perspectiva, nu știu, următorilor 5-10 ani, Republica Moldova și România va avea un sistem de sănătate integrat. Dacă există cumva această viziune și ce pași sunt întreprinși acum, ce ar trebui să se mai facă pentru ca și mobilitatea să existe mai mult și colaborările să fie mai strânse. Exact. Eu vreau să vă zic că noi nu avem mari diferențe în organizarea serviciilor medicale și mai cu seamă în prestarea lor, fiindcă aici protocoalele clinice ele sunt standardizate la nivel european. Noi, de obicei, când elaborăm protocoalele noastre de tratament, ne conducem de protocoalele internaționale, mai cu seamă al asociațiilor europene și internaționale de profil. Fiindcă de acolo ne inspirăm și noi atunci când facem aceste protocoale de tratament. Dar lucrul acesta este cu mult mai ușor de realizat atunci când deja toate aceste documente, deja ele sunt traduse în limba română de colegii noștri din România. Iată, spre exemplu, noi acum împreună cu Ministerul Sănătății elaborăm un protocol de regionalizare a accidentelor, de tratament al accidentelor vasculare cerebrale. Ei, toți acești pași deja sunt descriși în protocoalele românești, care sunt, de fapt, unul la unul cu cele internaționale. Adică noi preluăm din start experiența internațională și o aplicăm aici în Republica Moldova. Eu vreau să vă zic că doar numai prin această colaborare noi putem să ținem pasul, fiindcă vreau să vă zic că pentru transferul acestor cunoștințe tot este nevoie de resurse umane. Fiindcă aceste cunoștințe trebuie să fie studiate, aplicate, evaluate, etc., etc. Și este cu mult mai ușor când o faci împreună cu colegii din centrele universitare din România. Eu vă zic că noi avem chiar o bună colaborare cu Centrul Universitar Iași, cu Centrul Universitar Târgu Mureș, Timișoara, unde în permanență doctorii noștri, începând cu terapie intensivă, cea mai solicitată profesie pe care o avem noi în cadrul Institutului de Medicină Urgentă și terminând cu traumatologia, cu urologia, ginecologia, în toate domeniile, specialiștii noștri conlucrează, mai cu seamă la nivel de schimb de experiență și participări la simpozioane internaționale, care se fac atât în România cât și la noi, în Republica Moldova, unde, de fapt, noi putem, din prima sursă, să vedem ce este nou în specialitatea noastră. Am înțeles. Mulțumesc tare mult. Domnule Baltaga, spuneți-mi dacă, cumva, iată, prin aceste cooperări, colaborări continue între instituțiile din Moldova și cele din România și la nivel de învățământ, de studii, de schimb de experiență, devine Republica Moldova pregătită să se integreze rapid în sistemul european sau poate deja este? Deci sistemul medical poate concura cu cel european sau e precoce să vorbim despre asta?
Dacă vorbim despre învățământ, eu am participat la reforma curriculară în anii, ceva timp în urmă, în calitate de prodecan la Facultatea de Medicină și cunosc din interior, când am, deci eu am fost secretarul reformei curriculare la Facultatea de Medicină și cunosc exact cum a avut loc aceasta. Deci s-au luat toate programele din universităților din România, dar și din marile centre universitare și au fost comparate la toate domeniile, atât cantitativ, dar și calitativ au fost ajustate. Ca rezultat, universitatea oferă acum studii de calitate, deci noi, dar și împreună cu Institutul Medicină Urgent, suntem baze clinice pentru pregătirea cadrelor medicale și aceasta este un avantaj. Ca nivel de pregătire profesională, colegii noștri sunt la nivelul așteptărilor din România, dar și din Europa. La nivelul respectiv suntem pregătiți. Aș vrea să vorbiți despre experiența în anestezie și terapie intensivă. Specialiștii noștri, de fapt, sunt acceptați în orice spital din Europa pentru activitate în domeniul terapie intensive Eu sunt anestezist de formare și colaborarea cu Societatea Română de Anestezie este de mai mult de 20 de ani, a cunoscut o creștere în ascensiune. Au fost și momente dificile, spre exemplu, profesorul Kalovski de la Cluj, pentru ca să vină la congres în România, trebuie să meargă la București, să deschidă, să aplice pentru viză, să meargă înapoi la Cluj, după aceea iar să deschidă viză, să revină. Au fost și așa timpuri, dar cu toate acestea, pe toate timpurile, au fost o creștere. Au fost proiecte de inițial, deci pe parcurs de 3 ani, 60 de medici anesteziologi au fost instruiți la Cluj și reveniți în Republica Moldova a câte 6 luni. După aceea, la nivel de societate, aplicarea proiectului comun de la Societatea Moldovenească și Societatea Română de Anestezie la Societatea Europeană, s-a oferit modalitatea de instruire peste hotare, revenire în țară. Deci proximitate, centrele aproape universitare, în așa fel cu burse europene am continuat aceste instruiri. Aceasta, deci majoritatea s-au întors în Republica Moldova. Noi nu putem să nu instruim colegii din frică că vor pleca. Este decizia lor, dar este obligația noastră ca să instruim la cele mai înalte standarde. Anestezie este prima specialitate și unica la moment care a adoptat examenul european de diplomă în anestezie. Este o experiență deja de mai mult de 10 ani. Primii 5 ani a fost finanțat acest proiect de către Guvernul Germaniei, următorii 5 ani de către Societatea Română de Anestezie. Aceasta presupune că într-o zi anumită, în toată Europa, se susține un examen care este online, testele, examen scris, este prima parte. Aceste teste sunt pentru toți, sunt revizuite anual. Un membru al societății noastre este o persoană reprezentantă la Societatea Europeană care gestionează acest examen. Este o democratizare a examenului. Nu are nimeni acces la aceste teste. Sunt adaptate rigorilor internaționale și împreună cu România noi mergem. Ei au aprobat deja de mai mulți ani și este examenul european la nivel național. Noi am aprobat examenul online, OLA, o modalitate acestui examen, dar este totuși un avantaj pentru noi. Noi, colegii din anestezie, suntem invitați la congresele din România, nu doar ca participanți, dar ca și ca lectori. În Timișoara se organizează deja 18 ediții în fiecare toamnă, deci în toamnă este 18 ediții de cursuri de ghiduri și protocoale în anestezie și terapie intensivă și noi participăm împreună cu ei la adaptarea lor, traducerea, prezentarea, este o conferință, după aceea congresul anual al Societății Române de Anestezie și Terapie Intensivă, care participă masiv oameni, 100-120 de participanți de Republica Moldova. În 2018 am organizat acest congres de ghiduri și protocoale incorpore cu lectori în Republica Moldova. A fost un
eveniment dedicat Marii Uniri în 2018, circa 1200 de participanți din România. A fost participarea cea mai mare a unui congres cu participanți străini, că noi am avut congrese în Republica Moldova și mai mari de 1000 de oameni, dar cu participanți din Republica Moldova. A fost un avantaj extraordinar, a permis ca oamenii să cunoască și țara noastră mai mult și specialitatea și structura sistemului medical care, cum a spus domnul, a menționat domnul director Ciocanu, nu cedează ca infrastructură, ca sistem de organizare și aceste relații sunt doar benefice. Am înțeles, mulțumesc tare mult. Mă uit că timpul trece foarte rapid, ne-au mai rămas 10 minute și aș vrea să facem concluziile. Dacă la început am vorbit despre parteneriate, acorduri, cadru, în baza cărora noi stabilim relațiile acestea de colaborare, pe final vreau, domnule Prisăcaru, să-mi spuneți ce s-ar mai putea face la nivelul discuțiilor purtate între ministerele de la noi, ministerul de la noi și cel de România, la nivelul poate a mesajelor politice ce ar trebui să fie transmise pentru a accelera mai mult colaborarea. Și un alt aspect, să ne spuneți dacă credeți că Republica Moldova este pregătită să poată acapara mai multe fonduri europene, pentru că vorbea domnul Ciocanu și domnul Baltaga despre anumite dificultăți ce țin de scrierea proiectelor, s-ar dori să avem mai multe capacități de absorpție. Sunt sigur că avem încă foarte multe de făcut și avem, de fapt, oportunități foarte mari datorită colaborării cu România. Inclusiv în contextul integrării europene, vorbeam la acest subiect, aplicarea la fondurile europene. Avem încă foarte multe de lucrat la sincronizarea activităților noastre, inclusiv la nivel de ministerie, instituții medicale. Avem totuși două sisteme asemănătoare, dar diferite cu o foaie de parcurs al fiecăruia. Însă, într-adevăr, ele sunt foarte asemănătoare și inclusiv lipsa barierei lingvistice pentru colegii noștri care participă în aceste discuții, colaborări, este un avantaj foarte mare. Respectiv, sigur că noi vom utiliza fiecare oportunitate de coparticipare împreună cu colegii din România la activități, evenimente. La nivel de declarații politice, nu știu dacă ar fi necesar cumva de modificat, fiindcă, de fapt, există o deschidere foarte mare. Dau chiar un exemplu acum, în cadrul acordului de grant dintre România și Republica Moldova, acordat Republicii Moldova de 100 de milioane de euro. În etapa 2 există și componentul sănătate. Avem un proiect pe care Guvernul Republicii Moldova l-a aprobat. Așteptăm acum și aprobarea Guvernului României în valoare 3 milioane de euro, care presupune, de fapt, procurarea 200 de mașini pentru asistența medicală primară. Și aceste exemple sunt foarte multe și avem o deschidere foarte bună din partea colegii din România, inclusiv pot să menționez acum summitul UE care a fost petrecut cu un suport enorm din partea colegilor din România. S-a menționat foarte mult în presă despre faptul că au fost efectuate multe exerciții, simulări, pregătiri înainte de aceasta și asta s-a făcut inclusiv și în componenta sănătate cu participarea și suportul colegilor noștri din România, Departamentul Situației Excepționale și Ministerul Sănătății a României. Astfel, doar că pentru a concluziona, sunt sigur că avem încă foarte multe de făcut și avem foarte multe planificate în acest sens, însă avem o deschidere totală și aici cred că avem, este avantajul cel mai mare a noastră și oportunitatea care trebuie să o utilizăm obligator. Vă mulțumesc tare mult, domnule Ciocanu, ce așteptări aveți de la autorități privind colaborarea mai bună și atragerea mai multor fonduri? Eu îmi doresc ca cât mai multe instituții medicale din țară să aplice la aceste programe care sunt finanțate de Guvernul României pentru Republica Moldova prin diverse
platforme. Să zicem, programul Interreg Next 2020-2027 are trei componente de bază. Acolo există și comunități verzi, există programe în domeniul dezvoltării infrastructurii și cooperării transfrontaliere. Ei, pentru toate aceste componente, toate instituțiile medicale din Republica Moldova sunt eligibile. Este foarte important ca managementul acestor instituții medicale să acceseze site-urile acestor programe și să aplice împreună cu partenerii din România, care sunt eligibili, fiindcă sunt eligibili doar numai județele care sunt la frontieră, dar noi avem aceste colaborări și să avem cât mai multe instituții medicale care colaborează în cadrul acestor programe. Asta îmi doresc. Și să creștem nivelul serviciilor oferite. Domnule Baltaga, vă rog o concluzie. Ce așteptări aveți și ce se poate de făcut mai mult pentru ca această colaborare să fie și mai strânsă? Eu vreau să o apreciez, în primul rând, că ea este foarte strânsă. Două momente care poate cumva le-am omis, dar ele au venit în contexte dificile. Pandemia, conlucrarea cu colegii din România, noi la Fundația Medicală Valeriu Gheric, eu sunt președintele Consiliului de Administrare, am realizat după modelul Societății Române de Anestezie, campanie Țara are nevoie de terapie intensivă. Multiple activități educaționale, inclusiv la nivel de minister, au fost schimburi de specialiști, colegii din România au venit la noi, al noștri au mers încolo, și alt domeniu care avem conlucrare iar ține de o criză, criza războiului din țară vecină. Noi prestăm servicii medicale într-un cadru foarte complex, cu multipli parteneri sub ghidarea Ministerului Sănătății, dar participarea Organizației Internaționale de Migrație și multe alte ONG-uri. În cadrul acestui proiect au fost evaluate posibilitățile Institutului Oncologic și acolo unde putem trata, tratăm pacienții în Republica Moldova, unde nu avem capacități sau sunt liste de așteptare, acești pacienți sunt consultați de un tumor board internațional, în special de colegi din Republica Moldova și România, dar și din alte țări, vorbitori de limbă română, și unde este posibil, acești pacienți se transferă pe o perioadă de tratament în România, în diferite centri care le acceptă tratamentul și ei se întorc la monitorizare în Republica Moldova. Agenda este foarte mare de proiecte. Ne dorim să continuăm cel puțin la acest nivel. Posibil noi nu am reușit să relatăm toate conlucrările. Ele sunt în toate domeniile clinice, toți specialiștii pot să menționeze, deoarece această conlucrare are și componenta umană de legătură care o avem cu colegii și este mai mult decât o conlucrare profesională. Deci înainte de a face legătura între instituții, se face legătura între oameni. E foarte important. Este foarte important. Colegii din Republica Moldova sunt acceptați la evenimente din România cu scutiri de taxă, cu facilități la cazări. Deci sunt multe aspecte, detalii care sporesc și mai mult acest contact profesional, dar menționez și uman. Vă mulțumesc tare mult. Vreau să le reamintesc celor care ne-au urmărit că alături de mine au fost domnul Ion Prisăcaru, secretar de stat la Ministerul Sănătății. Mulțumesc tare mult că ați venit astăzi la IPN. Domnul Mihai Ciocanu, directorul Institutului de Medicină Urgență, vă mulțumesc tare mult că ați venit. Și domnul Ruslan Baltaga, directorul Institutului Oncologic, mulțumesc că ați găsit timp să veniți la noi. Mulțumesc. Doamnelor și domnilor, eu sunt Cristina Bumbu Dănuță și vă amintesc că ați urmărit dezbaterea publică cu genericul Cooperarea Moldo-Română în domeniul sănătății, oportunități deschise. Este organizată de Agenție de Presă IPN și e a patra ediție din ciclul Dublă Integrare prin Cooperare și Informare, un proiect susținut de Departamentul pentru Relații cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României. Vă amintesc că dezbaterea poate fi urmărită online pe site-ul ipn.md, canalul de YouTube al Agenției de Presă și pe pagina de Facebook
Facebook, pe relife.tv și pe relife.md. De asemenea, pe portalul privesc.eu, cu link activ la pagina privesc.eu și la postul de televiziune cu același nume. Vă mulțumesc tare mult, să fiți sănătoși! Această dezbatere este organizată în cadrul proiectului Dublă integrare prin cooperare și informare, realizată cu finanțarea Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.